O delegație din provincia Foggia se află în aceste zile în județul Hunedoara pentru a încheia și semna un protocol de înfrățire între cele două regiuni. Această propunere de proiect se axează pe tema migrației. Proiectul oferă autorităților locale oportunitatea de a construi și dezvolta o rețea de municipii italiene și europene, menite să asigure șansa de a discuta și schimba bune practici cu privire la tematici de interes comun. Înfrățirea este de fapt un cadru legal pentru a promova interesele realității noastre comune. Am participat la reuniunea de la Cadiz din Spania, unde a avut loc o întâlnire cu reprezentanții ai țărilor și regiunilor din Europa, unde atenția ne-a fost atrasă de faptul că teritoriul din România este vizat pentru dezvoltarea programării ulterioare, anii 2013-2020, și că am putea duce o contribuție prin proiectele noastre comune. Astfel de proiecte de înfrățire ajută ca două regiuni să dezvolte acțiuni de cunoaștere reciprocă, astfel la nivel economic, cultural, cât și dezvoltarea turistică și altele. Faptul că am ales județul Hunedoara este de fapt o trimitere către noi și către județul Hunedoara a unui organism de la Roma ce se ocupă de dezvoltarea relațiilor internaționale și înfrățire și ne-au pus în contact. Italienii s-au interesat înainte despre potențialul județului și au ajuns la concluzia că această înfrățire va fi benefică pentru ambele părți implicate. Am pus bazele unei punți între aceste două locuri, județul Hunedoara, provincii, pentru că în Italia e provincie, și provincia Foggia, o provincie mare din Italia, care în urma unei reorganizări acolo va avea peste 1 milion de locuitori, și sperăm ca beneficiile să fie multiple. În primul rând, provincia Foggia e o provincie cu o agricultură foarte dezvoltată, iar la noi potențialul e foarte mare și, din păcate, neexploatat în momentul de față. Luna viitoare, o delegație din cadrul Consiliului Județean Hunedoara se va deplasa în peninsulă pentru a stabili detaliile tehnice, iar semnarea protocolului de înfrățire se va realiza în luna februarie a anului viitor.